Răspuns la nebunia lumii este titlul volumului apărut relativ recent la editura Lumea Credinței. Convorbiri duhovnicești cu părintele Valerian Păslaru, în dialog cu Răzvan Bucuroiu. Pentru cei care încă nu știu, Dragoș Păslaru a fost actor și un apărător sincer al libertății în anii 90. 16 copci pe scalp erau rezultatul căutărilor și idealurilor împărtășite în piața universității, după ce a fost bătut până a ajuns în comă profundă. După acest episod s-a retras pentru că nu se mai regăsea în interesele mărunte ale celorlalți. La fel, mai târziu nu se mai regăsea în breasla actoricească, unde simțea că domină compromisul. S-a apropiat de părintele Paul Mărăcine, fost deținut politic, și a urmat un traseu biografic șerpuitor, radiografiat cu multă agilitate în carte. Intrarea în monahism între zidurile Frăsineiului, sub îndrumarea părintelui Ghelasie, este unul dintre capitole. De la o personalitate ca a părintelui Valerian, puternică, căutătoare, sinceră cu sine și cu ceilalți, nu avem decât de învățat. Iar cele 15 cuvântări duhovnicești rostite în pandemie merită citite cu bucurie și speranță. Oare de ce artiștii de vocație părăsesc subit teatrul? Se întreabă Răzvan Bucuroiu. Ce soi de neîmplinire a vieții se cuibărește în sufletul lor? Ce doruri tainice, mai tumultoase decât aplauzele, decât aprecierile tuturor, decât satisfacția unui rol bine jucat, le macină ființa profundă? În cazul părintelui Valerian, răspunsul este unul singur: întâlnirea cu Dumnezeu. Citiți sau măcar răsfoiți într-o zi de duminică o carte de convorbiri duhovnicești cu părintele Valerian Păslaru.